și arădui mă. În vârful pietrosului măi, pe valea vișeului măi, ei, dragă-nă frunza, dragă-nă de munți, îmi să leagă-nă măi, ei, da, de ceva ți legă-nă tu măi. Dui, 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 dui. Pentru-n război blestematul măi, multă țară c-o prădatul măi. Ei, și-o rămas singur pruncuț, tătuți fără legănuți măi. Moroșeni, mă ascultați! Dușmanilor, nu vă dați! Cât a si român, român, pe pământul lui stăpân! Dui, 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 Moiseiul apare pe harta acestei țări ca o dramă însângerată, când una din părțile beligerante atacă pe cei care nu au arma în mână. Moiseiul este un fel de ip și de trăsnea, ne amintește despre drama și despre atrocitățile celui de-al doilea război mondial. Noi ardem garnic într-un vânt de foc. Și la noi stăi martirii noștri vie, când plânge magic cuierul de soc. Când plânge magic cuierul de soc. Maramureș, Maramureș, chiarele la granițe țigem, dar alături de armata noastră paloșele moșilor le avem. Am făcut numeroase cercetări în arhivele statului, am consultat una dintre importantele monografii ale Moiseiului, este vorba despre monografia Moiseiului scrisă de un localnic, de un profesor, Gheorghe Coman, care a cercetat documentele și a scos la lumină una dintre cele mai interesante monografii ale acestei așezări. Iată că a venit timpul ca Moiseiul să aibă și o monografie filmată. Moiseiul este o așezare umană foarte veche. Urme arheologice în hotarul comunei s-au găsit încă din epoca bronzului. Monografistul Gheorghe Coman a continuat și a aprofundat munca unui înaintaș, fiind vorba despre inginerul și biologul Arthur Coman, care în 1911 a încercat să scrie prima monografie a localității Moisei. Încă de pe vremea dacilor au fost exploatate minele de la Baia Borșa. De muntele Troiaga este legat și numele Tomoiagă, nume de origine dacă, după cum susține istoricul Ioan Mihali de Apșa. La trecerea lui Arpad, în 895-896, peste muntele Troiaga,
locuitorii Borșei și Moiseiului opun rezistență. 100 de ani mai târziu, în spațiul de graniță dintre Maramureș și Moldova, apar cumanii, de unde se presupune că vine și numele familiei Coman de Moisei. Cumanii au avut un rol de apărători ai Maramureșului, ceea ce ne îndreptățește să susținem că numele așezării vine de la Moise, fiul lui Coman. Legenda leagă de acest fiu și nașterea mănăstirii ctitorite de către voievodul Dragoș al Maramureșului pe la anul 1350. Mănăstirea era așezată strategic într-o pădure, era bine păzită și era un loc de refugiu pentru nobilimea din zonă în vremuri de restriște. Referitor strict la zona noastră despre care discutăm evenimentele de la Moisei, am spune că satul era așezat într-o poziție strategică. Și anume, hortiștii doreau să facă două linii de apărare, una pe prislop, care fusese de fapt și o linie de apărare în primul război mondial, timp de 2 ani de zile, acolo au fost lupte grele pentru a păstra linia, trupele germane, bavareze au luptat acolo. Iar în al doilea război mondial, maghiarii, linia Atila, care se întindea din Galiția până spre teritoriul Carpaților, dorea să încorporeze în acea zonă un element de apărare, cazemate, sârmă ghimpată, artilerie, cuiburi de mitraliere, care să încetineze avansarea trupelor sovietice în teritoriu. La Moisei s-a considerat că în acea zonă, înspre Borșa, este un loc unde este un loc obligatoriu de trecere și acolo s-ar fi putut face fortificații sau cel puțin întărituri pentru bătălie. Satul Moisei era însă într-o situație foarte gravă. Pentru a elibera localitatea și pentru a putea duce lupte și populația să nu fie inclusă sau prinsă în lupte, populația a fost alungată și mai ales și alte sate de pe Valea Izei, Eudu și cele mai de pe vale mai în jos. Satele au fost incendiate, o parte din ele pentru a se face loc pentru amenajări genistice. Populația s-a retras, mulți dintre ei, pe culmea munților, încât sunt cei care relatează, după război, ce au văzut ei în legătură cu masacrul din localitate, masacrul de la Moisei. Primul document oficial în care apare înscrisă localitatea Moisei este datat din 2 februarie 1365, în timpul regelui Ludovic I al Ungariei, alături de alte 7 sate din împrejurim, unde intră Borșele, Săliștea, cele două Vișauă, Săcelul, vor deveni proprietatea fiilor voievodului Sas, Drag, Balc și Ștefan, care se reîntorc din Moldova, iar satele respective au aparținut înainte voievodului Bogdan, care odată plecat în Moldova devine infidel în fața regalității maghiare. Deși Iancu de Hunedoara și fiul său Matei Corvin oferă moiseenilor în proprietate așezarea respectivă familiilor Coman, familiilor Vlad, familiilor Ivașcu, familiilor Grad și familiilor Iuga de Săliște. În jurul anului 1500, moiseenii stăpânesc mai mulți munți, Bătrâna, Vulcănescu, Buhăiescu, Lucăceasa. Familiile Tomoiagă și Coman sunt considerate familii de nobili, pentru că de-a lungul timpului
au reușit să se impună și să câștige respectul voievozilor de Transilvania, să se facă cunoscuți în lupte și în urma acestor victorii primesc titluri de nobili asupra localității Moisei. În jurul anului 1700, peste 50 de familii din Moisei, din cauza dărilor și a sărăciei, pleacă în Polonia, în Moldova și Transilvania. În vara anului 1717, moiseenii au contribuit la învingerea tătarilor la izvoarele Vișeuțului. La scurtă vreme vine o foamete mare, apoi ultima epidemie de ciumă în anul 1742. În timpul incursiunii tătarilor, cele două biserici din Moisei au fost avariate și aprinse, salvate în ultimă instanță de către locuitori. Către anul 1912, se înființează linia de cale ferată și se construiește o gară foarte modernă pentru vremea respectivă. Lucrurile se precipită și la scurtă vreme începe primul război mondial. Spanioane, române, carpații, la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecător. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. În ceea ce privește participarea localnicilor sau locuitorilor din Moisei la primul război mondial, în cadrul sau în depozitele arhivelor naționale se păstrează câteva documente deosebit de interesante referitoare la numărul celor care au participat la primul război mondial, dar și o serie de alte informații legate de aspecte care țin de numărul celor care au decedat pe front, celor care s-au îmbolnăvit, au venit acasă răniți, al numărul copiilor orfani rămași după cei decedați și o serie de alte informații. După cum spuneam, în linia frontului erau foarte multe unități făcute din români, duși la detașamente de muncă forțată. Aveau un regim special, nu erau asimilați nici armatei maghiare, nici în același timp unităților de sacrificiu care erau în primul rând cele ale evreilor sau cele din linia frontului. Era un fel de oameni care lucră și ei, săracii, așteptau să se întâmple ceva cu ei și tot gândul lor era să meargă acasă. În octombrie 1944, de prin 11 octombrie, unitățile militare au început să se retragă și au rămas între ei și ariergarda maghiară grupul de oameni care erau prinși în lagăr și așa numitele unități de cender, și anume jandarmeria militară. Jandarmeria militară este cea care trebuia să facă ultimele curățări ale frontului pentru ca inamicul să nu prindă nimic în înaintarea lui, arunca un aer, executau pe cei care erau considerați indezirabili sau pericol pentru statul maghiar sau pentru armata maghiară, iar românii au fost împreună cu doi evrei, documentele spun că pe lângă cei, unii spun că au fost 32, alții 35 de oameni, au fost ținuți în acea curte. Patru din jandarmi au mers pe drumul dinspre Borșa, înspre Moisei, să vadă unde pot găsi un loc pentru ei ca să execute. Lor li s-a spus că să aștepte în liniște,
Ei au crezut, când au văzut că vine mașina cu prelată neagră, că vor fi duși mai departe să muncească undeva. 4 jandarmi au ales locul, cele două case din Moisei, una din jos de șosea, alta mai din sus, și numai 2 însoțeau mașina, în care erau toți 30 în picioare, prelata era neagră, n-aveau pe ce să stea în mașină. I-au dus la prima casă, care era mai ferită, și acolo i-au băgat, din câte spun documentele, pe 14 dintre ei. Li s-a spus că statul maghiar i-a condamnat la moarte pentru că au trădat statul maghiar. Au voie să fumeze o țigară și apoi vor fi împușcați. În ceea ce privește contextul în care aceste documente au fost întocmite, vreau să spun că începând cu anul 1915, deci în plină desfășurare a Primului Război Mondial, a început să se vehiculeze ideea necesității adunării unor date, unor informații cu privire la aportul românilor, strict al românilor din Maramureșul istoric și nu numai, din întreaga Transilvanie, de altfel, la Primul Război Mondial. Încercau prin aceste date statistice adunate, se încerca de fapt să se construiască într-un viitor ceva mai îndepărtat, un fundament, o bază pentru viitoare, să zicem, demersuri în vederea obținerii de drepturi, de drepturi politice și naționale. Ardalul, Ardalul, Ardalul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. În perioada Primului Război Mondial, primar în Moisei era Cuman Gheorghe a Birăiței. El a ridicat școala din Mocirău, care a ars în toamna anului 1944. A ridicat mănăstirea din piatră și a ridicat turnul bisericii din centru. În vara anului 1915, o unitate de cavalerie s-a așezat în livada lui Ianoș. Livada era plină de pomi fructiferi, avea și o stupină. Caii au ros pomii, iar soldații au distrus stupină, lăsând în urma lor un peisaj sinistru. Tot acum, după 30 de ani, biserica câștigă muntele Măgura în procesul cu primăria. Cercetările recente au scos la iveală că în Primul Război Mondial, din hotarul localității Moisei, au murit 12 soldați și au rămas 10 văduve și foarte mulți orfani de război. Cei uciși în Primul Război Mondial sunt Tomoiagă Călin Călbău, la 35 de ani, Cuman Vasile Atomi, la 35 de ani, Tomoiagă Ștefan Vasoc, la 42 de ani, Bosca Toader Anețului, la 58 de ani, Bosca Nicolae Anețului, la 57 de ani, Fluțar Vasile, la 38 de ani, Cuman Ioan Vărzari, la 34 de ani, Tomoiagă Ioan Ștepuțanu, la 40 de ani, Tomoiagă Gheorghe Puței, la 49 de ani, Tomoiagă Ștefan Țâțână, la 34 de ani, Tomoiagă Ioan Răzuș, la 38 de ani, Goja Grigore Huci, la 44 de ani. În ceea ce privește localitatea Moisei, o comună care în perioada respectivă făcea parte din Plasa Vișeul de Sus, aceste liste au fost întocmite în anul 1922, undeva la sfârșitul lunii ianuarie, de către primarul comunei rurale din perioada respectivă, Vasile Cuman,
Lista a fost semnată de către secretarul comunei, din păcate semnătura este indescifrabilă, iar tabelul sau lista a fost verificată de către preotul localității Alexandru Coman și de către un țăran plugar la care am reușit să-i descifrăm doar numele, și anume Vlașin, prenumele de asemenea fiind indescifrabil. În Moisei trăiau în comuna rurală un număr de 3590 de români. Dintre aceștia, la război au participat 204 bărbați la partea activă, deci ca soldați pe front. Niciunul dintre aceștia nu a fost angajat, să zicem, pentru servicii auxiliare. Deci toți cei 204 au participat pe front. În ceea ce privește soarta acestora la război, listele consemnează că 8 dintre aceștia au murit pe câmpul de luptă, iar 5 au murit ori în spital, ori acasă, în urma rănilor pe care le-au suferit pe front sau în urma bolilor pe care le-au contactat. Dintre cei care au decedat, mi-am notat, sau listele îi consemnează, spre exemplu, pe Bozga Ioan, pe Fluțar Toader, pe Tomoioagă Ștefana lui Ioan, pe Coman Grigore, pe Tomoioagă Ștefana lui Gavrila Palaghie, toți dintre aceștia soldați plugari. De asemenea, tabelele consemnează și pe cei dispăruți. Din pădură unirea cinii, spre Alba cu toții mergeam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. La terminarea primului război mondial, în 27 noiembrie 1918, la Vișeu de Sus s-a semnat un credențional prin care 5 delegați au fost împuterniciți a lua parte la Marea Adunare de la Alba Iulia. Ioan Iusco Dolhuțiu din Vișeu de Sus, Gavrila Coman, primar în Vișeu de Jos, originar din Moisei, Antonio Anderco, preot în Ieut, Vasile Pleș, primar în Ieut, și Timiș Vasile Filipanu din Borșa. Printre cei ce au semnat credenționalul, dintre 20 de semnături, se numără și 6 moiseieni: Vasile Coman, Ilie Tomoiagă, Ion Tomoiagă, Grigore Tomoiagă, Vasile Tomoiagă și Gavril Tomoiagă, fiind considerați cei mai de încredere bărbați ai comunei. Trăiască în veci trei culori, a noastră izbânda, ai noștri sunt frații, trăiască în veci trei culori. Așezarea Moisei a devenit cunoscută în istoria acestui neam prin încălcarea legilor războiului de către una din părțile beligerante. Moiseiul este o dramă însângerată în fața ororilor și atrocităților militare. Moiseiul este o hartă plină de sânge și cenușă. Inamicul în retragere ucide oameni vinovați și fără armă în mână. În fața gloanțelor de mitralieră, ei nu au decât palmele zdrobite de muncă și pieptul descolit în care bate o inimă pentru cei dragi lăsați acasă. Între cei care au scăpat sunt doi cunoscuți, din Dragomirești, o persoană, Ion Deiac mi se pare că îl cheamă, și cunoscutul Vasile Petean, care povestește că el a căzut între primii, glonțul a lovit în umăr, alții au căzut peste el și glonțele trase pe geam, exact ca în prima casă de către jandarmi, pe el l-au ocrotit cadavrele și nu a murit. A stat de sâmbătă la ora 2 s-a întâmplat, la ora 1 i-am pușcat pe primul grup în jur de 1:30-2 al doilea, dar a stat până duminică dimineața la ora 5 sub cadavre. Zice că sângele era de 4 degete lângă el. A întrebat: care mai sunteți, măi, în viață? Nu i-a răspuns nimeni. A ieșit dintre cadavre și a luat-o în sus înspre Ardeal. A întâlnit o bătrână care l-a spălat, i-a dat haine de schimb
și ocolind trupe, ocolind grupuri de oameni, pentru că nu știa cu cine se întâlnește, a ajuns acasă și mult timp nu a spus nimănui ce s-a întâmplat. Cel care a arătat mai mult a fost persoana din Vișeu, care a murit și a înnebunit înainte de a muri de durere și supărare, de oroarea care a trăit-o, la câțiva ani după aceea, prin anii 50 ceva și murit. Găsim în casa memorială de la Moisei, unde în toamna anului 1944, pe 14 octombrie, în dimineața acelei zile, două camioane cu prelată, însoțite de soldați hortiști, au descărcat circa 16-17 dintre cei care pe viitor au devenit martirii împușcați la Moisei. Nu erau decât simpli țărani care au lucrat în detașamentele de muncă forțată din munții Copilașului la drumuri militare puși de soldații maghiari și germani. Erau drumuri special amenajate și în urma faptului că Germania hitleristă era în retragere cu armata și cu cea română, că nu mai era în colaborare din 23 august 1944, noi fiind de partea aliaților, se rătrăgeau și frontul fiind foarte aproape de acea zonă, acești țărani care lucrau în aceste detașamente de muncă forțată au dorit să aibă o zi de libertate mai devreme, să-și poată revedea familiile și copiii, soțiile, părinții lăsate cu ani în urmă acasă și au vrut ca cu câteva zile mai devreme să sosească la ei. În schimb, pe traseu au fost prinși de către trupele hortiste, ținuți într-o cameră, într-un lagăr, să-i spunem, la Vișeu de Sus, înfometați circa vreo două săptămâni, numai câțiva din vecini de acolo le-au dat niște legume, prune, alte câteva ce au reușit să le arunce pe câte un geam, iar în, cum vă spuneam mai înainte, în zorii zilei de 14 octombrie 1944, au fost încărcați în două camioane, aduși aici, în Moisei, pentru că era un loc liber, fiindcă populația Moiseiului era evacuată pe Valea Izei și de aceea acei tabor cendări au găsit locul potrivit, două case, una aceasta în care ne găsim, o alta mai sus pe partea dreaptă a șoselei DN18, casă care la sfârșitul războiului a fost vândută și dusă în Borșa și s-a pierdut urma, deci a mai rămas doar aceasta și fiind introduși țăranii aici, tabor cendării, deci militarii hortiști, i-au împușcat pe geam și pe ușă. Thank you.
Moiseiul este asemenea așezărilor Trăsnea și Ib din județul Sălaș și altor așezări în care oamenii au fost uciși fără nicio vină. Vina lor a fost aceea că s-au aflat în fața ucigașilor, fiind lipsiți de orice apărare. În timpul celui de-al doilea război mondial, primar al localității era Tomoiagă Vasile Răzuș. În această perioadă s-au construit tranșee, cazemate, triunghiuri de ciment ca să oprească înaintarea armatei române și rusești. Populația comunei a fost evacuată pe văile Izei și Vișeului. Acum ungurii au omorât 29 de români, au aruncat în aer podurile de la șosea și calea ferată. În toamna anului 1944 a fost aprins centrul comunei și multe familii au rămas pe timp de iarnă fără un acoperiș. În încăpere observăm fotografiile celor uciși. Avem câteva dintre lucrurile pe care le-au avut asupra lor în momentul când au fost uciși. Toate sunt expuse aici în această casă. Au rămas aici circa 2 săptămâni până când s-au reîntors moiseienii de pe Valea Izei. Pe urmă au fost îngropați la circa 100 de metri mai sus, într-o groapă comună, deasupra căreia s-a ridicat în 1946 o troiță, iar pe urmă un mic obelisc deasupra acestei gropi, simbolizând micul monument al celor care de fapt se află înmormântați pentru totdeauna aici la Moisei. Majoritatea celor uciși se află din județul Mureș, câțiva din Cluj. Avem printre ei și un moiseian, Tomeagă Ștefan Șlică, dar și unul din Săcel, Grad Gheorghe Abeloi, care a fost adus prins cu o zi doar în urmă, avea putere, s-a încercat să se lupte cu forțele de atunci, cu Tabor Cendării, cu militarii unguri, dar a sfârșit a fi împușcat și străpuns de baionetele acestora. Noi, populația, ne-o retras de aici, ne-o scos încolo pe Valea Ize. Și apoi, cei din urmă care au venit, care aia care au împușcat și pe la eroii aia, dacă ați auzit de... No. Apoi aia, în urma lor, au dat foc să ardă tot. Și-o ars, și-o ars. Mulți care... No, noi am fost aici în deal. Alții care sunt ni sărace nu au avut casă unde să stea. Eu fost vremuri grele, vremuri grele. Să ferea Dumnezeu să nu mai fie. Într-un raport al bisericii, preotul Eugen Botoș scria: în 15 octombrie, duminică 1944, armatele germane se retrag. Podurile sunt aruncate în aer. Seara, o fâșie de lumină roșiatică se înlăța pe Valea Vișeului. Ardea Moiseiul și fabricile din Vișeu de sus, aprinse de mâinile criminale. Borșa a fost ocupată de trupele sovietice. Așteptam cu drag să vedem și de ai noștri, dar nu soseau, că cei erau în luptă cu dușmanul în altă parte. Moiseiul era trist. La capătul de sus, o altă priveliște ne-a întâmpinat privirile. Două case de morți, trupuri de oameni unul peste altul, scăldați în sânge, cu frica încremenită în sticlirea ochilor, împietriți în mișcarea prin care vreau să se ascundă zac împușcați. Au fost 31 de persoane pentru că au fost identificate pe urmă 29 de cadavre, dar au existat 2 supraviețuitori. Este vorba de Vasile Ivașcu Drăgan din Vișeu de Sus, care
fiind împușcat prin umăr și atins și puțin de, un glonț în cap, a reușit să se arunce primul pe podele, pe dușumea, și în urma împușcăturilor, soldații au verificat fiecare cadavru în parte cu baioneta, dar nu a mișcat nici el și nici celălalt supraviețuitor, care pe urmă s-a identificat în persoana lui Vasile Petean din Palatca, județul Cluj. Vasile Petean, și acum vă destinuiesc ceva în premieră, a vrut să vadă cine i-a împușcat. Și ca un detectiv pe cont propriu, a căutat să vadă cine au fost persoanele atât de neomenoase care i-au împușcat. Și a găsit cu surprindere că nu erau jandarmi din Ungaria, cum s-ar crede, ci chiar din zona lor. Ofițeri, tot așa încorporați, cum am spune noi, rezerviști, sunt cei care au tras în ei. Și îmi povestea cineva, colonelul Aurel Vaida, acum pot să spun, pentru că este mor minusul ei, a fost un om cu totul extraordinar, l-ați cunoscut și dumneavoastră, a fost președintele Societății Române de Istorie, doctor în istorie, mi-a spus că atunci când Vasile Petean a vrut să meargă cu securitatea la unul dintre călăii lor, acesta, știind că va fi prins, probabil cineva l-a anunțat, acesta s-a spânzurat. Deci era cât pe ce să prindă pe unul din cei care i-a împușcat și ar fi fost ceva aparte și măcar pentru adevărul istoric un lucru salutar, să știi totuși ce au gândit cei care i-au împușcat, ce ordine au primit, care a fost derularea din partea mobilul cealaltă. Crimelor, da, exact, exact, da. Atunci au ars peste 250 de case, iar moiseenii au pierdut pe câmpul de luptă 22 de oameni, majoritatea tineri, iar spre camerele de gazare au plecat peste 1500 de evrei. În perioada 16-20 mai au fost golite ghetourile din Maramureș. Peste 38.000 de evrei au fost duși în lagăr, din care, după calculele celor mai autorizați istorici, nu s-au întors înapoi nici 15%. Evreii au plecat, au fost uciși, preluați de Horthy și duși de hitleriști în lagările exterminării, în special la Auschwitz. Ca o cifră globală, vreau să vă spun dimensiunile enormului Holocaust. Din 430.000 de evrei duși din Ungaria, în mai-iulie 1944, au murit, după date oficiale, 385.000. Vă dați seama? 385.000 de oameni omorâți în două luni și ceva. Deci, cu evreii, soluția finală era într-un ritm accelerat. Populația română, însă, a satelor, era iar dusă în alte părți. Bărbații erau duși în unități de muncă forțată, numai în Maramureș. Și cazul de la Moisei este foarte tipic, adică oameni din alte zone, din Bistrița, Năsăud, din zona Clujului, au fost duși în unități de muncă pentru cazări, pentru deminări, pentru reamenajări de drumuri, în zona Prislop-Copilaș. Au fost duși cazați în pădure, aveau conducere hortistă, erau cam 200 într-o companie de muncă. Hortiștii nu erau mulți, în jur de 15, conduși de 2-3 ofițeri, care trebuia să-i supravegheze în muncile lor în pădure. Un monument în prima fază din lemn sculptat de sculptorul nostru maramureșan Vida Gheza,
în 1966, pe urmă din piatră în 1972, celălalt din lemn se găsește în antecamera, să spun, a muzeului din Baia Mare. În cinstea celor morți aici, Vita Gheza a gândit acest monument din 12 coloane, 12 statui dispuse în cerc, reprezentând după el cultul soarelui, dar numai două statui, primele au față umană, celelalte reprezintă măști maramureșene, omul apei, fata pădurii și așa mai departe, măști simbolice reprezentative pentru maramureșeni, iar pe tăpșanul unde este pus acest monument, până la el urcarea se face pe 44 de scări, tot din piatră, simbolizând anul în care acești martiri deveniți pe urmă au fost uciși aici la Moisei. Deci s-au construit porți de fier la răscruci de drumuri. Pe dealul Jurchii și pe Deluț s-au construit cazemate. Odată ce armata rușilor a intrat în Moisei, podurile și cazematele au fost aruncate în aer, iar fierul a fost strâns de către localnici și din el și-au făcut potcoave pentru cai și boi. În al doilea război mondial, foarte mulți moiseeni nu s-au supus încorporării, au colaborat cu partizanii, o parte au dezertat din armata hortistă. Tot în această perioadă, preotul Gavril Nap, împreună cu 24 de moiseeni, sunt ridicați de către armata germană și duși în lagăre. După încheierea războiului, Papa Pius al XII-lea a trimis la Moisei suma de 7 milioane de lei ca ajutor pentru victimele războiului. Eram fetiță mică, da. Asta era prin 44 ars. Așa, 44. Da. Deci cât aveai? Aveai vreo? Poftim? Ești din 30 și... Și 2. Ani mulți și grei. Războiul atunci ne-a bântuit, tata s-a dus în război. Noi am rămas 6 copii, fără nimic. Și am zic oamenii că le-i greu. Am luat pe dracu. Atunci n-a fost greu, că nu era... Și apoi după aia au venit, după război, după terminarea până 46, a fost o secetă, 47, foamete, n-aveam ce mânca. Vai, da. Zile grele au fost și dacă le povestim la nenorocița ăștia de amu, nu vor să creadă ce că am fost primitivi, n-am știut să ne descurcăm. Ei se descurcă. Roșul se regăsește în trecutul istoric și în sângeroasele bătălii ale primului și celui de-al doilea război mondial. Verdele se regăsește în portul popular și este culoarea renașterii, a speranței și a vieții. Eu singurică aici. Mai ai vecini pe aici, pe aproape? Am de aici încolo, am vecini destui. Dar toți sunt tineri și majoritatea duși. Casele pustii. Casele pustii. Și care e acasă, care sunt tineri, au problemele lor.
Da, n-ai cu cine povesti. N-am cu cine povesti. E un singurică, babă bătrână aici. Până a zâni moartea și mă pune la rând aici. Dar te duci la slujbă, la mănăstire? Așa? Nu mă duc. Nu mă duc, că nu pot. Nu mă ajută puterile să mă duc până acolo pe jos. Am de obicei, știți, lumea umblă cu mașini. Dumnezeu să-ți dăie sănătate. Și dumneavoastră să fii sănătos și bătrâneață ușoară. Mulțumim. Că bine și bătrâneața, cât ai fi de frumos și de tânăr. Așa-i. Dacă nu vrei, a murit tânăr. Da, așa-i. Eu zic că mai bine a murit tânăr, e super pe ceilalți. Da. Scapi. Nu-i bine. Scapi de multe.